Bună seara, domnilor și domnilor. Începe Actual Regional, început de săptămână și vom începe și noi, sperăm, cu brio, vorbind despre cultură, despre un eveniment inedit care va fi la Casa Radio și vă invităm de pe acum să veniți la o expoziție realizată de pictorul Margareta Catrinu, un pictor cunoscut al Clujului și nu numai. Vom discuta despre personalitatea doamnei Catrinu, doamnei profesoare, și ne va ajuta, evident, să o plăsmuim atât în creația sa pictoricească, cât și în ceea ce înseamnă personalitatea de om de cultură, de profesor, care a educat elevi și nu foarte puțini. Deci, așadar, rămâneți cu noi 30 de minute, pentru că vom afla, vom intra în tainele picturii și vom vedea lucruri frumoase. Am spus că ne va ajuta și mulțumim pentru amabilitate, că de aici a pornit ideea acestei emisiuni, de la doamna Dorina Pop, președintele Asociației Artiștilor Plastici din Cluj. Sunt cele două invitate ale mele și vom afla lucruri minunate. Rămâneți cu noi. Bună seara, doamnelor, și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi. Da. Sunteți cunoscută ca un pictor care are niște opere extraordinare. Vă felicităm. Ați avut o expoziție reușită la Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj, care s-a încheiat această expoziție. Da, da. Ei bine, veniți cu această expoziție la Casa Radio, aici, din strada Donat, și v-aș întreba în ce perioadă va fi această expoziție, cu câte lucrări veniți, pentru că știm că la expoziția de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj ați avut peste 120 de piese. Da, au fost 120 de piese, plus o instalație, cum s-ar zice, cu costume din mușcel și cu fotografii foarte vechi. Bineînțeles că nu se poate să aducem asemenea expoziție mare aici, dar am fost foarte recunoscătoare Casei Radio pentru propunerea asta, pentru că aici mi-am început poate prima expoziție personală acum, ce știu, 1975-76. Foarte și atunci e ceva interesant. Deci în jur de 20-25 de lucrări, dar vom selecta în funcție de panouri și de cum arată expoziția, ca să fie un lucru bun și de folos și de plăcere și de bucurie pentru cei care vin la... Și vor veni foarte mulți clujeni care vă îndrăgesc și vă iubesc. Da. Și da, cred că și tineri vor fi. Ne veți spune dacă au fost și la Muzeul Etnografic. Au fost, da. Această expoziție inedită se intitulează Porțile Neuitării, Dragoslavele Mele. Ce frumos nume! De la ce a pornit doamna profesoară? De la ce a pornit? De la, să zicem, vârsta pe care o am, care mă face să mă întorc un pic în urmă, să-mi văd rădăcinile, să mi le conștientizez, să mă bucur pentru ele. Și a fost și perioada asta urâtă a, să zicem, a pandemiei, în care eu am stat claustrată, m-au ajutat alții, dar... am pictat, am gândit, m-am bucurat și m-am întâlnit cu amintirile din prima mea copilărie, care au fost foarte, foarte frumoase. Pentru că nu știu dacă cuvântul ăsta, Dragoslavele, sugerează o lume de poveste, de vis, dar în realitate a fost perioada copilăriei mele în care am simțit ce înseamnă muntele, am simțit ce înseamnă o apă de munte, un torent care trece peste pietri colorate cu argintiu, cu auriu, nici nu știu dacă nu sunt ceva zăcăminte. Eu ziceam că e aur, dar era mică. Și am văzut un sat de țăran, satul strămoșilor mei de la 1790, de fapt Ardelenda, au trecut munții pe drumul oilor sau nu se știe exact. Și oamenii din sat și familia tatălui meu de acolo erau toți cam povești și bătrâni, dar îmbrăcați, uitați-vă. Avem imagini și vă mulțumim că ne-ați utilizat aceste imagini. Da, asta e străbunica mea. Acestea sunt picturile realizate de dumneavoastră, au toate o poveste. Au toate o poveste, da. Ne-ați captat deja și o să rămânem în această poveste până la final, pentru că într-un cotidian zbuciumat avem nevoie de astfel de povești și o rememorare și o reîntoarcere în timp. Așa-i, da. Dar vreau să o introduc în discuția noastră și pe doamna Dorina Pop, președintele Asociației Artiștilor Plastici Cluj, care, doamnelor și domnilor, de fiecare dată ne ajută să aducem astfel de artiști la noi în platou. Noi promovăm cultura la TVR, am promovat-o și o vom face în continuare. Vă mulțumesc, doamnă, pentru sugestia de a realiza această emisiune și în continuare de a aduce artiști și a-i face cunoscuți, deși doamna Catrinu este foarte cunoscută
în Cluj și nu numai. Da. Ce ne puteți spune despre personalitatea doamnei profesor Catrin? Mulțumesc pentru invitație și eu. Ce să vă spun despre doamna Catrin? Nu știți dumneavoastră cum se spune. Un produs bun nu are nevoie de reclamă. Prin conduita domniei sale spune totul. Este doamna sufletelor noastre, pentru că AAP Cluj este o familie. Încerc să aduc și am adus oameni de peste tot în asociația noastră. Acum se autoinvită, dar nu mai pot să-i primesc eu pentru că sunt prea mulți și nu mai fac față. Trebuie să măresc un pic totul. Și despre doamna Catrin, se poate vorbi până mâine dimineață. Este un om deosebit. Un om care face multe lucruri pro bono și cum nu-i place dânsei să se laude, este omul care anul trecut... Și nu numai, a scris și va rămâne istorie pentru totdeauna prin donația domniei sale la muzeul din Suceava a 40 de lucrări, așa 46. Este, 46 de lucrări, care începând din acel moment se va vorbi mulți ani de acum înainte despre domnia sa. Deci are un suflet extraordinar de mare și ce place cel mai mult la doamna Catrinu este omul care nu se lasă de ceea ce îi place. Merge cu mine în taberele de creație, lucrează, dar lucrează, când spun lucrează, de dimineața până seara. Atât îi place de mult. Sau, ce pot spune și mi-a plăcut foarte mult, este un exemplu pentru noi, pentru toți și pentru mine cel mai mult, este faptul că în drumul nostru spre tabere, noi mai facem niște opriri, de exemplu, la Vatra Dornei am urcat cu telescaunul. Era acum 2 ani, într-o perioadă puțin mai grea a dânsei și avea un baston. Nu s-a lăsat și a urcat cu telescaunul, cu bastonul, la cota 1100. Poate această ambiție a ajutat-o să ajungă la un număr record de lucrări, am spune. Nu vă opriți nici acum. Nu. Și făceați și dumneavoastră, doamna profesor și doamna președinte, făceați apel în aceste lucrări la memorie, la trecut, la țară, la apă, la lucrurile acestea care parcă astăzi ne sunt atât de străine, pentru că ne facem obiceiurile noastre într-un mediu urban, asfaltat, aglomerat. Ce înseamnă această expoziție cu apel la memoria trecutului din punctul dumneavoastră de vedere? Sunt lucruri extraordinare și vreau să spun că bate un vânt de memorie prin creația culturală și în literatură și la alți artiști. Eu am văzut și mă bucur pentru că de fapt totul este memorie și gândurile acestea ne dau nouă probabil o energie, poate spun banalități, să mergem mai departe. Pentru că pe traseul ăsta milenar, satul ăsta, unde m-am jucat eu și unde am văzut natura, ăsta are și istorie, știți? Și creator de cultură, vestimentat, artă, țesături. Este o zonă folclorică iubită de mulți artiști. L-aș aminti pe Grigorescu, care acum este reluat la Muzeul Național din București. Au pictat foarte mulți artiști acolo, Grigorescu în primul rând, dar au fost și alții, și Petrașcu, nume mari. Mulți s-au născut pe acolo, acum nu pot așa să mi scot pe toți din memorie, dar este o încărcătură extraordinară care ne vorbește despre cine suntem noi și ne susține, ne duce mai departe. Știți, Eminescu spune ceva foarte frumos, multe lucruri le-a spus frumoase, totul ia timp și timpul ia tot. Da. Cum să vedem timpul acesta al creației dumneavoastră de la început și până astăzi? Deci sunt anumite repere. Dacă în parcursul memorării acestui sat, care, mă rog, despre el am scris, am făcut chiar și un albumel. L-am făcut mai ales pentru membrii familiei, câți mai sunt răspândiți în toată lumea. Nu mai am atâtea exemplare, dar îi plin de fotografii vechi. Uitați-vă! Nu știu dacă se vede. Fotografii vechi, sfârșit de secol XIX, impresionante pentru costume, pentru port. Și, deci, pe parcursul rememorării, eu m-am întors peste tot și aici, vedeți, sunt și peisaje care poate acum colegii o să focalizeze aceste peisaje frumoase și chiar aș vrea puțin, împreună cu doamna președinte, să și comentăm pentru cei care nu cunosc și nu deslușesc această artă minunată.
ce reprezintă, cât de greu se pictează. Învățați-ne. Vă spun, de exemplu, primul care e acolo și care e Cetatea Sucevei. Da, eu am făcut mai multe variante cu Cetatea Sucevei. Asta este una dintre ele. În vârful ruinelor care au fost consolidate și mult lucru de arheologi, este capela, care este punctul important, este cel mai vertical. Structura materiei, frumusețea aceasta a rocilor, care aproape că devin și ele naturale, cu toate că sunt din piatră. Deci asta sugerează timpul. A doua lucrare de aici, uite, acum apare pe ecran. Da, deci este Cetatea Sucevei, despre care v-am spus că m-am îndrăgostit de ea într-una dintre taberele. Dulcea Bucovină, de ce? Pentru că cerul pare în comuniune cu pământul și face parcă un tot. Și la peisajele naturale pe care veți vedea în expoziția care o să deschidem, să zicem, luni, și acolo treaba asta am vrut să se simtă. Un tumult și o forță a rădăcinilor, că rădăcinile sunt în pământ, și o aspirație extraordinară spre înălțime. Știți? Care se vede chiar și la cetatea asta de scaun. Dacă mergem în istorie, uitați-vă, a treia lucrărică care e aici, asta este în altă parte a României. Este la Bogdan Vodă, intrarea în mănăstirea Bogdan Vodă din Maramureș. Din Maramureș, unde lemnul și patina asta extraordinară a lemnului are pe ușă o umbră, așa, care e umbra unui copac, dar eu am simțit o umbră aia istoriei, pentru că nimic nu se ridică spre lumină fără luptă și fără un conținut dramatic, așa cum e de fapt și la Cetatea Sucevei. Și acolo este o zonă luminată, dar și istoria cetății este tot. Nu ați ales așa întâmplător două zone istorice ale României, Maramureșul, Bucovina, da, încărcate și de poezia locurilor? Da. Acum să vă mai spun, aceea de acolo, a doua, este Clujul nostru. Nu știu dacă îl recunoașteți, este o stradă, de mult era pe acolo strada Cinematograful Muncitoresc, acum este o clădire mare de studii universitare, dar nu știu care, psihologie sau ce, și umbra aia verde peste clădiri, cu patina istoriei pe care am simțit-o eu și am sugerat-o prin culoare și prin suprapuneri de culori. Deci mergem la al patrulea, avem un personaj celebru. Celebru, l-ați și recunoscut. L-am recunoscut eu, da, dar vă rog să o faceți dumneavoastră pentru telespectatori. Da. Deci, colegii o să ne ajute cu această gândit, imagine. Și-a fost expus la Muzeul Etnografic, că ați văzut bunicile mele. Uitați-vă, aici sunt pozele din pozele vechi, costumele lor, dar era un pandant de permanența memoriei și a și scris memorie. Este, după mine, partea asta a lui de mare scriitor și poet este copleșitoare. Eu îl iubesc pentru treaba asta. Și după moartea domniei sale se vorbește foarte mult despre personalitatea lui. Deosebit. Și ce a lăsat în urmă. Este vorba despre mitropolitul Bartolomeu Anania. L-ați plăsmuit și pe el. L-am plăsmuit, da. Alături de moșii mei acolo. Și acum ce vedem în plasmă? Da, pentru că mergem pe repede înainte să apucăm tot. Da, uitați-vă, asta este o imagine și am scris eu acolo 1894, familia bunicilor, bunicii, e acolo jos, dar costumele erau foarte demne, lungi, deosebite. Asta e o mătușă, aici e bunica mea în dreapta cu primul copil, unchiul meu Ionel. Au avut 7 copii, care când eram eu copilă, bunica avea 80 de ani și unchii mei aveau toți destul de înaintați, aproape că erau copiii primului frate, cel mai mare, erau aproape de vârsta lui tata, așa, ultimilor copii, cei mai mici. Eu aș vrea să văd și doamna Pop, pentru că da, doamna Pop, da, e o artistă la fel ca și dumneavoastră și mai puțin. Chiar aici, sigur, mult mai mică decât doamna Catrina. Aici, da, mică, mare, nu, știți cum, aprecierea, da, e a celor de acasă și cred că aveți aprecieri foarte multe. Și tot așa, colegii, o să ne ajute cu un tablou pe care l-am în spatele meu, pictat de dumneavoastră. Ce reprezintă el în tehnică de această dată, să vorbim tehnica pictării, da, și în cazul dumneavoastră și în cazul doamnei Catrinu. Tehnica este tehnica cuțit, iar ce reprezintă tabloul este un colț din, să spun așa, din pădure. Mie îmi place foarte mult pădurea. Este un apus
în pădure. Mi-au plăcut foarte mult. După fotografie am fotografiat și apoi am pictat acel tablou. Și, cum să zic, mie îmi place muntele, îmi place verdeața, îmi place toamna, îmi plac anotimpurile, îmi place tot. Pentru tinerii artiști, să-i sfătuim, cât de greu este să, dacă au un minim talent, să meargă pe acest drum frumos al picturii, avându-l pe Grigorescu întotdeauna în față, ca un o stea? Păi, ținând cont că fiecare om, chiar dacă nu face performanță din ceea ce îi place, măcar să rămână la nivel de hobby, eu cred că toți copiii ar trebui să știe să facă ceva, să picteze, să cânte, să ceva pentru ei, să cânte la un instrument sau să picteze, am zis, să deseneze cât mai mult, pentru că este o relaxare. Chiar dacă nu ajunge la performanță, dar faptul că știu să-și picteze niște lucruri, niște tablouri, tot timpul vor fi schimbate în casă, după anotimp, după, știți dumneavoastră, când vrei să înfrumusețezi casa sau de sărbători, nu, schimb și perdele și tot, să arate altfel. Ai impresia că este o casă nouă. Și de ce nu? Dacă începi să pictezi, știi să faci mai mult. La asociație aveți și tineri pasionați și tineri care au rezultate notabile, așa cum e doamna Catrinu, sau oricum în bineînțeles. Bineînțeles, și noi lucrăm, am spus, și cu niște copii care provin din familii defavorizate. Avem și tineret, numai că nu se prezintă de fiecare dată sau pentru că au și alte activități, dar avem și tineret, avem și oameni ieșiți la pensie care vin într-adevăr și le place și sunt pasionați și se bucură că au ce face și umple timpul cu ceva. Și credeți-mă, am câțiva în asociație care n-au făcut nici măcar școala populară de artă, dar sunt unii incomparabil cu profesioniștii. Vă spun, ce este din mâna lor e ceva și noi ne uităm. Într-adevăr că sunt pensionari, sunt oameni care la rândul ei au lucrat în domeniul inginer, farmaciști. Vârsta a treia trebuie să fie o virtute în condițiile traiului de astăzi, stresului de astăzi, așa că să-i felicităm pentru cei care se îndreaptă spre zona aceasta a artei. Da. Gândurile, doamna Catrinu, le puteți picta? Le putem picta. Deci ăsta este un segment cumva figurativ. Eu umblu și pe zone mai contemporane, mai moderne. Și asta e și intenția mea. Dar asemenea frumusețe ca zona Mușcelului și în legătură, în cadrul Muzeului Etnografic, n-a putut să fie decât ceva mai nobil și mai cum să spun eu, mai clasic. De altfel, profesorii noștri ne spuneau că arta este așa, o suprarealitate, un lucru minunat care ne duce cu toții spre desăvârșire, are niște idealuri care fac oamenii mai buni, știți? De aceea eu privesc cu simpatie spre grupul de prieteni ai noștri, ai doamnei Dorina Pop, pentru că sunt niște pasionați și mulți dintre ei, să știți că au și chiar studii de artă, 6 ani, 3 ani, dar poate că au neglijat în perioada de început să fie foarte activi. Nu se poate. Cum îi motivați pe cei care sunt în preajma dumneavoastră, având atâtea lucrări? Numai în această emisiune ne-ați dus, ați făcut un periplu frumos prin această țară, ați vorbit de Maramureș, prin picturi. Da. Ați vorbit de Bucovina, ați vorbit de Mușcel. Da. Locuri pictorești, așa cum le vedem și în ce avem pe masă. Nu apucăm să arătăm tot, că ne-ați adus foarte multe surprize. Da, sunt niște lalele, un pic să-mi trebuie întors. Da? Opa. Nu-i nimica. Da. Deci, peste tot există frumusețe, știți? Da. Și peste tot, cu știința pe care o are artistul, poate să-și comunice sentimentele. Mie îmi place să demonstrez că n-am uitat lecțiile maestrilor mei de la facultate, care erau foarte clasici, după părerea mea, și bineînțeles că îmi place să fiu copilul epocii, numai că aici, din păcate, nu sunt. Ba, ăla de acolo este mai de al epocii, cumva, niște flori interpretate mai... Cum vedeți publicul de astăzi? Un public cunoscător de artă picturală? Să știți că... Vedeți un public doritor de ce fel de pictură? Pictură modernă
care merge într-o zonă din aceasta specifică anilor pe care îi trăim sau o pictură mai veche și cu ce tematică, dacă ne puteți spune? Să știți că am avut o surpriză în expoziția de la Muzeul Etnografic. Au fost foarte mulți tineri și vreau să spun că nu numai din România și din Republica Moldova au fost într-o zi 150 de vizitatori tineri din Spania, din Franța, din Anglia, din Canada. Extraordinar. Și cu toți am încercat să vorbesc și să-mi spună care pictură le place și să mă lase să le fac o poză cu pictura preferată. Păi a fost o stare de mare bucurie și de ce să nu ne bucurăm că mesajul este agreat de, nu numai de europeni, au fost și asiatici. Nu știu, asiatici ăștia cum văd, pentru că ei au în spate foarte o interesant ce ne cultură spuneți, pentru teribilă că și totuși... E o întrebare posibilă și aceasta și către doamna Dorina, da, Pop. Cât de mult cei din afară apreciază artiștii noștri și lucrările acestea, odată de un public avizat și, pe de altă parte, de cunoscători în sensul de artiști ei, la rândul lor, în țara lor de origine. Întrebare frumos, valabilă pentru... Au fost, de exemplu, un grup de polonezi care erau chiar artiști plastici, ceva profesori, probabil de desen, în condiție cu care eu mă identific, chiar dacă am fost la liceu de arte plastice o viață întreagă, profesori care au fost atrași și de partea cu costumele, știți? De subiectele astea mai ancestrale. Vedeți, aici e o poartă cu fânul. Așa. Știți? Și deschidere există foarte multă și mai ales am impresia că lumea s-a schimbat după traumele astea, cel puțin de aici din Europa, privesc mai înspre adâncime. O profunzime și o seriozitate. Deci superficialitatea, parcă mai... spuneți că s-a disipat cât de cât. La mine în expoziție n-am simțit-o. E un lucru extraordinar ce ne spuneți. Și am vorbit și au făcut foarte interesați, erau cu copii. Și din Franța au fost o doamnă cu copii care foarte... Același sentiment aveți și dumneavoastră, doamna Dorina Pop? Da, eu pot să spun din experiență. Am avut fericită ocazie să stau și în Emirate o perioadă, și în Finlanda și în mai multe state, unde, bineînțeles, în Emirate le place foarte mult culoarea. Apreciază foarte mult arta noastră, pentru că noi suntem un pic, să spunem așa, mai colorați în ceea ce facem. Nu este tern, nimic tern sau... Bacovian, da. Da, bacovian. Și atunci apreciază foarte mult tot ce am lucrat acolo, bineînțeles că a plăcut, s-a dat, în Finlanda la fel, sunt foarte apreciate. M-am uitat și la arta lor, am vizitat foarte multe muzee și galerii de artă. Mi-au plăcut unele lucrări. Mie îmi place o lucrare să fie lucrată, să nu fie superficială. Să se simtă că e o trăire pusă în ea, care viață. De exemplu, așa cum ați spus de doamna Catrinu, acolo în prima lucrare. Vedeți? Este o tușă inconfundabilă. Prin tușa dumneiei se vede de la distanță, nici nu mai trebuie să aibă semnătura. Iar ceea ce pictează artistul este... Fiecare artist are o anume viziune asupra ceea ce pictează. A văzut acel castel sau, eu știu, acea stradă. A pus în acea lucrare ce a plăcut domniei sale mai mult. Da. De exemplu, eu poate că făceam jumătate din... Deci numai clădirea. Deci este un subiectivism, spuneți acolo, dar un subiectivism care îl acceptăm și noi. Exact. Pentru că ochiul artistului este unul avizat, profund, exact, și ne va transmite oricum o stare de bine, vrem, nu vrem, volens, lole. Și dacă vrei să desenezi un pahar și un fruct, dacă nu-i dai viață la acea lucrare, să se vadă un pic de lumină sau, eu știu, să se vadă fructul acela cum trebuie, degeaba îl pictez așa. Încă nu ce este cel mai greu de pictat ca temă, ca și leitmotiv? V-ați spus această întrebare? Ați încercat vreodată să pictați ceva și să iasă greu produsul minții dumneavoastră, este, a imaginației? Emoția contează foarte mult. Da. Dacă apare, dacă ai emoția asta, ai o bucurie în tine care îți dă putere să reziști la foarte multe ore de lucru și la multă oboseală și o faci cu mare plăcere. Bucuria este așa de mare că nu mai pierd toate
toate durerile sau toate tușele, da, chinuielile sau poate toată munca, te gândești numai la ce ai făcut. E o bucurie pe care o are artistul, pe care o dăruiește celorlalți. Cel puțin asta e viziunea mea, care este clasică, poate depărtată, poate nepotrivită cu epoca. Este a dumneavoastră subiectivă, dar noi o acceptăm și da, ne regăsim în ea. Și mie îmi place, așa cum zice doamna Dorina Pop, lucrul să fie făcut, că măcar atât, asta este amprenta artistului. Da. Cum își face lucrarea? Că pune tușele într-un fel sau lucrează cu pete mai mari sau face niște transparențe sau introduce un colaj acolo sau ce? Este voința lui. Haideți să facem așa, da, să vă faceți publicitate acum, să chemați când veți avea expoziția la Casa Radio, să ne amintiți din nou data, cât va dura, cu ce expoziție, în ce va consta. Da. Facem publicitate cât se poate de multă, nu costă nimic, ba din contră ne face plăcere să vă găzduim aici și să invităm clujenii număr mare să vă vadă lucrările. Da. Așa că să nu fiți modestă, lăudați-vă, vă rog. Să mă laud. E foarte modestă, vă spun eu. Expoziția va fi deschisă lunea asta care vine, deci în 22 mai și va fi până în 11 iunie. Și sigur că mă bucur să vină toată lumea. Voi face ca și la Muzeul Etnografic să stau printre lucrările mele, să vedem ce spun oamenii. E foarte frumos să vorbești cu oamenii, să înțelegi ce spun, înțelegi ce doresc. Și în același timp mai am și o bucurie că chiar acum, în zilele astea, în satul ăsta, Dragoslavele, căruia e dedicată expoziția și preocupările mele, vor avea o mare sărbătoare. Au un cămin cultural foarte vechi, dar este restaurat nou acum și ei mă așteaptă cu niște lucrări acolo, cu o expoziție. Deci o să fiți într-o permanentă mișcare. Da, o să fiu. Doamna Catrinu, timpul s-a scurs foarte repede, din păcate. Da. Cred că mai avem 30 de secunde pentru o concluzie finală. Doamna Dorina Pop, despre expoziția Dragoslavele mele, Porțile Neuitării, Margareta Catrinu. Inconfundabil. Atât pot să spun. Este ceva care o să iubească toată lumea. Nu cred că există un vizitator căruia să nu-i placă ceva în aceste lucrări. Astea sunt nimicuri pe lângă ce are doamna Catrinu. Are lucrări cât mine de mari. 1,5 metri pe... Are artă la greu. Două cuvinte. Să sperăm că va fi foarte multă lume la Casa Radio. Noi vă invităm, doamnelor și domnilor, să vedeți artă pură, oameni deosebiți din Asociația Artiștilor Plastici Cluj. Le mulțumesc foarte mult celor două invitate, în special doamnei profesor Margareta Catrinu, pictor cu multă pasiune și desăvârșire, pictor de zeci de ani și se vede pe lucrări, și doamnei Dorina Pop, președintele Asociației Artiștilor Plastici din Cluj, pentru prezență și pentru că de fiecare dată răspunde pozitiv și mi-aduce în actual regional aici, în această emisiune, artiști deosebiți. Vă mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit, doamnelor și domnilor. De mâine vă așteaptă colegii mei la știri și la actual regional. Până ne vom revedea, numai bine să aveți! Mulțumim!